7 rezultate pozitive în ultimul timp. Ne afectează și pe noi. Încă nu ne-am salvat, avem la 3 zile avem meci greu cu Bistrița și sperăm să ne revedem cât mai repede și să ne mobilizăm și să luăm cele 3 puncte. Sorin Cârțu a venit aici să vă urmărească, chiar cu lumea aseară, că vine să vă vadă în groapă. Da, normal. Și noi am studiat aseară, nu? A fost și antrenorii noștri în tribună, am studiat și ei. Până la urmă e meciul important, cel mai important și pentru ei și pentru noi, pentru că... pentru noi, mai ales pentru că jucăm, dacă putem să intrăm în finală, putem să jucăm în fața propriului spectator și aș avea mai multe șanse de a câștiga cupa.